Hei, dragilor, așa venim noi de la grădină, tot timpul încărcați. Ia uitați aici niște flori de dovleac cu niște dovlecei baby mici, care o să-i fac direct pane. Exact așa cum sunt, i-am luat pentru că am foarte mult și am luat așa baby mic și o să-i fac dovlece, o să fac florile pane pentru că sunt o delicate, sunt, după cum știți, sunt foarte scumpe pe la restaurante. Tot timpul aduc câte farfurie de flori și le facem pane. Sunt vreo 15-18 floricele, care o să ne ajungă numai bine, în loc de șnițel. Am adus un bol de fasole verde, am adus o caserolă de roșii cherry și am adus aici dovlecei pe care o să fac chiar chiftelute sau dovlecei pane. Și uitați așa arată un castravete de la noi din curte. Uitați-vă cât este de mare castravetele. Deci așa ceva, uitați ce castravete avem. Și bineînțeles dovlecei și menta, care nu lipsește. O să fac o mentolată cu lămâie și așa mai departe, răcoroasă, și o să savurăm de aia se merită să ai grădină. Uitați că dovlecelul plăcut, frumos, o să-l fac pane, bineînțeles, sau o să fac chiftelute, cum vor fetele, bineînțeles, o să le întreb pe ele. Castravetele este bineînțeles, pentru salată. Doamne ajută! Vă rog din suflet o distribuire, un subscribe și un coment. Vă mulțumesc tuturor care sunteți alături de mine. Scrieți-mi în comentarii voi cum pregătiți florile de dovlecel. Aici o să facem o supă de legume, bineînțeles. Și o să pun absolut tot ce trebuie în ea. Am aproape tot ce îmi trebuie, așa că din grădină. Un pic din aia, un pic de fasole, un pic de roșii cherry, un dovlecel și așa mai departe. O să fac o supă de legume amestecată foarte savuroasă. Scrieți-mi în comentarii voi cum faceți. Cum faceți florile pane, cum le mai pregătiți în afară de flori pane, cum faceți supa de legume, cum pregătiți dovleceii și ce faceți cu menta. Pentru că am foarte multă menta. Scrieți-mi în comentarii că am foarte multă menta. Vă rog din suflet și vă mulțumesc tuturor care sunteți alături de mine. O distribuire. Apăsați butonul de abonare, după cum spun de fiecare dată. Un subscribe și bineînțeles un comentariu și o distribuire. Pe această cale simt să vă mulțumesc tuturor în parte care sunteți pe canalul meu și care mă susțineți. Vă mulțumesc tuturor din suflet și Doamne ajută! Vă doresc o duminică binecuvântată și numai bine. Ciao, ciao!